Good morning. Bună dimineața. Good to see you here again. Mă bucur să vă văd din nou. We will start this morning with the absolute center of the Christian faith. Vom începe în această dimineață cu ceea ce este centrul absolut al credinței creștine. So in this session we will talk about the resurrection of Jesus. În această sesiune vom vorbi despre învierea Domnului Hristos. And more specifically focusing on the appearances of the resurrected Jesus for his disciples. Și mod special focalizând pe aparițiile Domnului Hristos, pe arătările sale în fața ucenicilor săi. And we will start with one of the most important text on the resurrection. Vom începe cu unul dintre cele mai importante texte despre înviere, which is actually not from one of the gospels, care interesant nu este din evanghelii, dintr-una dintre evanghelii, but it is from 1 Corinthians chapter 15. Ci este din 1 Corinteni capitolul 15. There Paul says that he received a message. Acolo apostolul Pavel spune că el a primit un mesaj that he himself passed on to the Christians in Corinth. Mesaj pe care el însuși l-a transmis creștinilor din Corint. And here in 1 Corinthians 15 he is repeating that message that he received from the other apostles and then passed on. Aici în 1 Corinteni 15 repetă de fapt ceea ce a primit din partea Domnului și a transmis ucenicilor și mai apoi lăsat pentru posteritate. And this is a very early formulation of the Christian gospel. Este o formulare foarte recent, foarte devreme alcătuită a ceea ce înseamnă Evanghelia. Scholars think that Paul received this formulation when he went to Jerusalem 3 years after his conversion. Teologii spun că Pavel ar fi primit această descoperire undeva înspre Ierusalim 3 ani după convertirea sa. He tells us, Paul, in Galatians, that 3 years after his conversion, he went to Jerusalem and met with Peter. Ne spune în Galateni, atunci când vorbește despre întoarcerea sa la Dumnezeu, că el s-a dus la 3 ani după convertire în Ierusalim și s-a întâlnit cu Petru. And many believe that it was at that point that Paul received this formulation of the gospel. Mulți cred că exact momentul acesta este momentul în care el a primit Evanghelia. It's a formulation that is built upon 4 statements about Jesus. Este o formulare construită pe 4 adevăruri, pe 4 piloni despre Domnul Hristos, 4 afirmații. So let's read this confession. Haideți să citim acest pasaj. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Peter and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, and then to all the apostles, and last of all, he appeared to me, also as to one abnormally born. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi a tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. So, 4 statements about Jesus that he died, that he was buried, that he was raised, and that he appeared. 4 afirmații despre Domnul Iisus Hristos, faptul că el a murit, că a fost îngropat, că a înviat și mai apoi că s-a arătat. Let's look at the last two of them. Haideți să ne uităm la ultimele 2. That he was raised and that he appeared. Faptul că a fost înviat și mai apoi că s-a arătat. So, if we begin with the statement that he was raised,
It is a statement about a physical event. Dacă pornim de la afirmația și de la adevărul că el a fost înviat, este o afirmație pe care o facem despre un lucru fizic, despre un eveniment fizic. It's related to the body of Jesus. Pentru că are legătură cu trupul Domnului Hristos. When a Jewish person talk about resurrection, it includes the body. Când un evreu vorbește despre înviere, lucrul acesta presupune și implicarea trupului. So it's not a statement about Jesus living on spiritually or living in the memory of people. Deci cu siguranță nu e o afirmație despre Domnul Hristos ca înviind în duh sau rămânând printre oameni în sub formă de duh. It's a statement about what happened to that body that died and was buried. Este o afirmație despre ceea ce s-a întâmplat cu acel trup care a fost, care a murit, care a fost îngropat și mai apoi care a înviat. It is a statement about a unique physical event. Este o afirmație despre un eveniment fizic unic. And this is important for us to understand. Și lucrul acesta e important pentru noi să-l înțelegem. Later in this chapter, Paul says that Christ has been raised. He is the first fruit of those who have fallen asleep. Mai târziu, apostolul Pavel face această afirmație: Hristos, cel care a înviat, este pârgă, este cel dintâi dintre cei care vor învia. And in other places, he talks about Jesus as the firstborn from among the dead. În alte locuri vorbește despre Hristos ca fiind cel întâi născut dintre cei morți. But Jesus wasn't the first one who had died and then been resurrected. Dar dacă ne gândim, Hristos n-a fost primul care a murit și care a înviat. Lazarus was resurrected before Jesus. Lazar a fost înviat înainte de Hristos. Or the widow's son outside of the city of Nain. Sau fiul văduvei din Naum. Or the synagogue ruler's daughter. Sau the synagogue ruler's daughter. Sau fiica conducătorului sinagogii. So how can Jesus be the first born from the dead? He was not first. Cum poate fi Hristos primul născut dintre cei morți? That is because the other persons were resurrected but then died again. Lucrul acesta s-a întâmplat, sau putem afirma, tocmai pentru că toți cei care au fost înviați înainte de el au murit din nou. They were resurrected back to the fallen form of human life that had before they died. Și învierea lor s-a făcut la forma de viață căzută pe care au avut-o înainte de înviere. Nothing changed for them except that their death was postponed a few years. Nimic nu s-a întâmplat în viața lor altceva decât faptul că lucrul acesta a fost amânat până la următoarea moarte. And their resurrection does not mean anything to us. Și dacă e să judecăm așa, învierea aceasta n-ar fi însemnat mult nici pentru noi. Their resurrection has not changed our lives. Învierea lor n-a schimbat în niciun fel viața noastră, n-a transformat viața noastră. Jesus' resurrection is different. Învierea Domnului Hristos este diferită. He was raised from the dead and was glorified. El a fost înviat din morți și mai apoi a fost glorificat. He was raised from the dead and cannot die again. El a înviat din morți și nu mai moare. He has brought immortality into this history. Și a adus ceea ce înseamnă nemurire în istoria noastră. Because he was raised, that changes everything for us. Pentru că el este viu și pentru că a înviat, lucrul acesta schimbă totul pentru noi. So Jesus is the first one who has come back from death in that glorified form. Hristos, în acest sens, este primul care s-a întors din moarte în această formă glorificată. And now the gospel says that everyone who connects themselves to him receives the same eternal life. Și ce spune Evanghelia este că oricine se conectează în acest fel cu el primește la fel o viață glorificată. It was a unique divine physical event. A fost un eveniment unic, divin, fizic. It was something God did with Jesus. A fost ceva ceea ce Dumnezeu a făcut cu Domnul Hristos. When Paul says Jesus was raised, he's using a passive verb form. Când Pavel spune că Domnul Hristos a fost înviat, folosește o formă pasivă a unui verb. That means it's
someone else who is performing the action, who is raising Jesus. Ceea ce înseamnă că altcineva face această acțiune de a învia pe Domnul. And later in the same chapter, 1 Corinthians 15, Paul says, we have testified about God that he raised Jesus from the dead. Și mai târziu în același capitol spune, noi am mărturisit despre Dumnezeu că a făcut exact lucrul acesta, că a înviat pe Hristos din morți. If you study the book of Acts, the apostles never say that Jesus rose. Dacă studiem cartea Faptele Apostolilor, nu vom găsi afirmația cum că Hristos a înviat. They în felul always acesta. They always use the phrase God raised Jesus. Și întotdeauna folosesc forma aceasta, Dumnezeu l-a înviat pe Hristos. So, of course, if there is no God, a dead person cannot come alive again. E evident, dacă nu există Dumnezeu, cineva care a murit nu poate învia. So our beliefs as Christians that Jesus was raised from the dead depends upon our belief there is a creator God. Deci credința noastră, creștin fiind, că Domnul Hristos a înviat din morți, depinde de credința noastră că Dumnezeu există. So, it's a unique divine physical and historical event. Deci este un eveniment unic, divin, în trup și istoric. That is the point with the phrase on the third day. Aceasta este ideea frazei a treia zi sau cuvântului a treia zi. Jesus died on Friday. Domnul Hristos a murit vineri. So he was dead when it was Friday. Deci el era mort vineri. He was dead when it was Saturday. Mort când a fost în ziua de sâmbătă. He was dead when it became Sunday. Mort când ziua de duminică a venit. But early on Sunday God raised Jesus. Dar de vreme duminică Dumnezeu l-a ridicat din morți. So it was on the third day. Deci a fost în cea de-a treia zi. It means it was an event within normal history. Ceea ce înseamnă că a fost un eveniment în istoria normală, în cursul normal al lucrurilor. You know, we can think about today and yesterday and the day before yesterday. Noi putem și gândim în felul acesta la ziua de ieri, de alaltăieri, ziua de dinainte de alaltăieri. And if we go back in history, we will finally come to the third day after the crucifixion. Și dacă mergem pe firul acesta, ajungem la cea de-a treia zi de după crucificare. This event is a foundational event. Evenimentul acesta este un eveniment fundamental. Everything in the Christian faith is dependent upon this event. Tot ceea ce conține credința creștină depinde de acest eveniment. And Paul is just going through the consequences if this is not true, what will then happen? Și Pavel trece prin aceste consecințe, enumere consecințele înaintea noastră, dacă lucrul ăsta nu e adevărat, ce s-ar întâmpla? In verse 14 to 19 in 1 Corinthians 15 he is listing 7 consequences. If this is not true, what then? De la versetul 14 în capitolul pe care l-am citit, el listează 7 consecințe. Dacă lucrul ăsta nu e adevărat, atunci ce s-ar întâmpla? And here you have them. Și iată-le. If Christ has not been raised, then our preaching is useless and so is your faith. Dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he has raised Christ from the dead. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că el a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. And if as that is not enough, he again says, if Christ has not been raised, your faith is futile. Și dacă lucrul ăsta n-ar fi fost destul, el spune, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. And then you are still in your sins. Și voi sunteți încă în păcatele voastre. Because if Jesus was not raised, there is no atonement in his death. Pentru că dacă Hristos n-a înviat, nu există răscumpărare în moartea sa. So then you have to answer for your sins yourself before God. Ce se întâmplă este că atunci va trebui noi înșine să stăm înaintea lui Dumnezeu cu păcatele noastre și să răspundem pentru ele. And then those who have already died believing in Christ, they are lost. Și cei care au murit deja crezând în Hristos sunt pierduți. Because if Christ wasn't risen,
he cannot help anyone. Pentru că dacă Hristos n-a înviat, evident nu poate ajuta pe nimeni. So that was six consequences. Șase consecințe. And then he summarizes in a seventh consequence. Și pe acestea le sumarizează în cea de-a șaptea consecință. If Christ wasn't risen, we who believe in him, we are to be pitied more than all men. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci noi suntem cei mai nenorociți dintre oameni, suntem de plâns. The question then is, why believe? Întrebarea se naște, de ce why să believe credem? That this has actually happened, that God raised Jesus? De ce să credem? De ce credem că într-adevăr lucrul acesta s-a întâmplat, că Dumnezeu l-a ridicat pe Hristos, l-a înviat pe Hristos? And Paul would answer that it is a well-attested event. Pavel spune este un eveniment extrem de bine documentat. Which has a double confirmation. Care are o confirmare dublă. There are two areas where it is confirmed that it's true. Sunt două zone special care confirmă lucrul acesta. The first area is that it has happened according to the scriptures. Prima zonă spune că s-a întâmplat potrivit scripturilor. So there is a prophetic fulfillment. Deci este o zonă a împlinirilor profetice. And we could have delved into that and used the whole morning to study the prophetic words about the resurrection. Și am putea cumva să ne desfătăm în această parte și să folosim întreaga dimineață să trecem prin tot ceea ce înseamnă împlinirile profetice. But we do not have time to do that today. Însă nu avem timp să facem lucrul ăsta astăzi. So we have to look at the other area of confirmation. Trebuie să trecem spre cealaltă zonă a confirmării. And that is that Jesus appeared risen to people. Și această zonă este că Domnul Hristos, spune că Domnul Hristos s-a arătat oamenilor. And Paul said four times he appeared and then he appeared and then he appeared and then he appeared. Și Pavel spune de patru ori s-a arătat. So he is claiming that there is empirical evidences for the resurrection. Ce spune el este tocmai că sunt dovezi empirice pentru învierea sa. Now here a lot of people are reacting. Evidences? Sunt mulți care reacționează în acest punct și spun dovezi, ce dovezi? Isn't Christianity just about faith? Nu-i creștinismul legat doar de credință? You close your eyes and just chooses to believe? Nu e adevărat că închizi doar ochii și alegi să crezi? Or even more, you close your brain and start to believe? Sau și un pas și mai departe îți oprești creierul și începi să crezi? A lot of non-Christians would say there are no evidences for the resurrection. Sunt foarte mulți necreștini care spun că nu există nicio dovadă pentru înviere. Here is our favorite atheist. Iată unul dintre favoriții pretendenți sau ateiști. Richard Dawkins. Professor in Oxford. Profesor în Oxford. He said, presumably what happened to Jesus, what happens to all of us when we die, we decompose. Accounts of Jesus's resurrection and ascension are about as well documented as Jack and the Beanstalk. Presupunând că ceea ce s-a întâmplat, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat lui Hristos, asta ar trebui să se întâmple și nouă, ne descompunem potrivit învierii Domnului Hristos și învierii sale. Lucrurile acestea sunt cu privire la învierea și la ridicarea Domnului Hristos, lucrurile acestea sunt la fel de bine documentate ca și o poveste pentru copii. Jack and the Beanstalk is an old folk tale. Această povestire pentru copii este una din folclor destul de veche. It's a children's book. Este o povestire pentru copii. No one believes it is about something that has happened. Evident că nimeni nu crede că această povestire s-a întâmplat, relatează evenimente reale. And Richard Dawkins says the claims about the resurrection is on the same level as this children's book. Și Dawkins spune dovezile despre înviere sunt de același nivel cu cele afirmate de Jack și vrejul de fasole. So he's extremely dismissive
rejecting the Christian faith. El este foarte respingător atunci când vine vorba de adevărurile cu privire la învierea Domnului Hristos. Saying there's no evidence at all. Spunând că nu există nicio dovadă. But let's think. Haideți să gândim puțin. What caused the Christian movement? Ce a cauzat mișcarea creștină? Why did the Christian movement start? De ce a pornit mișcarea creștină? Because of evidences. A pornit datorită dovezilor. When Jesus was crucified and had died, all the disciples were just disappointed. Când Hristos a murit, a fost crucificat, toți ucenicii au fost dezamăgiți. And were ready to give up. Și au fost gata să renunțe. Why did they suddenly start to preach their message? Ce a determinat ca dintr-o dată să înceapă să predice mesajul lor? Two evidences. Două dovezi. First, they found the tomb empty. Prima dintre ele, mormântul gol. Au găsit mormântul gol. The women came to the tomb to mourn. Femeile au venit la mormânt ca să jelească. And to continue the burial ceremonies. Și să continue ceremonialul acela de îmbălsămare. And then they find no body. Și n-au găsit niciun trup. And no one has ever been able to produce the body, to show the body. Și n-a fost nimeni de atunci în stare să arate trupul unde este. The empty tomb does not create faith. Mormântul gol nu creează în sine, nu creează credință. It just provoked questions. Ci doar provoacă la întrebări. Where is the body? Ridică întrebări. Unde este trupul? Who has moved it? Cine l-a mutat? Why have they moved the body? De ce au mutat trupul? But then the second line of evidence comes in. Dar apoi vine cea de-a doua linie de dovezi. That Jesus appeared to his disciples. Și anume faptul că Domnul Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor. They meet him alive. L-au întâlnit în trup. And that of course explains why the tomb is empty. Sigur, lucrul ăsta a explicat de ce mormântul era gol. And in the text from 1 Corinthians 15, we saw that Jesus appeared to three individuals. Și găsim în textul pe care l-am citit din 1 Corinteni capitolul 15 că Domnul Hristos se arată unor trei persoane. He appeared to Peter and to James and to Paul. A apărut lui Petru, a apărut lui Iacov și a apărut lui Pavel. I s-a arătat. And then he appeared to three groups of people. Și mai apoi s-a arătat la trei grupuri de oameni. The 12 and then to all the apostles, a slightly bigger group, and then to more than 500 at the same time. Celor 12, mai apoi tuturor apostolilor, grupului larg de apostoli, și apoi la peste 500 de frați deodată. This is why the Christian movement started. De asta a pornit mișcarea creștină. They found the tomb empty and then they met Jesus alive. Au găsit mormântul gol și mai apoi s-au întâlnit cu Hristosul înviat. And they met him in such a way that they became absolutely convinced that God has raised him. Și l-au întâlnit într-un așa fel, întâlnirea lor a fost atât de puternică încât au fost absolut convinși că Dumnezeu este cel care l-a înviat. One of the appearances we have more information about than the others. În una dintre arătări, despre una dintre arătări avem mai multe informații decât despre celelalte. And that is the appearance to Paul. Și aceasta este descoperirea, arătarea Domnului Hristos lui Pavel. Because we can read about it in Acts chapter 9 when Paul is approaching Damascus. Pentru că îi putem citi descrierea în capitolul 9 din Faptele Apostolilor pe drumul spre Damasc al lui Saul de atunci. And then Paul himself retells the story twice in chapter 22 and in chapter 26. Și mai apoi în relatarea dublă pe care apostolul Pavel o face în capitolul 22 și în capitolul 26. And this is an event that I think many of us we have heard many sermons about. Și este un eveniment despre care sunt convins că am auzit toți multe predici. It's such an dramatic event, Paul coming to imprison the Christians. Și e un eveniment așa de dramatic, Pavel vine să pună în închisoare pe creștini, să-i prindă. And then he's confronted by the living Jesus. Și mai apoi este confruntat de Hristosul cel viu. And here is a very famous classic art depicting how Paul is falling to the ground. Este o pictură clasică, faimoasă, care ilustrează căderea lui Saul în momentul întâlnirii cu Hristos.
Because we have so much information about this event, for many Christians, this has become the kind of model of how Jesus appeared. Pentru că avem așa de multe informații despre acest eveniment, cumva acest moment a devenit modelul la care se raportează mulți creștini atunci când vorbesc despre întâlnirea cu Hristos. But I actually think that is a mistake. Cred însă că lucrul ăsta este o greșeală să-l pui etalon. When Paul talks about this event himself, he calls it a vision from heaven. Când apostolul Pavel însuși se referă la acest moment, vorbește despre o arătare din cer. Now there were physical things happening at the same time. Sigur că au fost lucruri care s-au întâmplat în mod fizic în acel moment. There was a light that his companion saw. A fost o lumină pe care cei care erau cu el tovarășii au văzut-o. There was a sound that the companions heard. A fost un vâjit, un sunet puternic pe care l-au auzit. They all fell to the ground. Au căzut la pământ. But the others didn't see Jesus. Dar ceilalți nu l-au văzut pe Hristos. And they didn't understand what Jesus was saying to Paul. Și nici n-au înțeles ceea ce Domnul Hristos avea să-i spună lui Pavel. And Paul uses the word a vision from heaven. Și Pavel folosește această expresie o arătare din cer. So, I think that is important to notice how Paul describes that compared to how the other appearances are described. Cred că e important să vedem diferența dintre felul în care Pavel descrie lucrul acesta față de celelalte arătări descrise. And we should notice that Paul himself says that this appearance was the last one. Și ar trebui să luăm în calcul și faptul că Pavel însuși spune că această arătare a fost ultima sau cea din urmă. And he says he appeared to me also as to one abnormally born. Și el face afirmația să-și spune mi s-a arătat și mie în urmă ca unei stârpituri. And Paul's name was probably not in the list from the beginning. You know, the list of he appeared to Peter, James and then to Paul. Probabil că numele lui n-a fost de la început acolo în lista celor care au avut parte de o arătare din partea Domnului. Paul has added his own name to the list. Pavel a adăugat numele său listei acesteia. So, let's look at the gospel, how Jesus appeared to the first disciples. Haideți să ne uităm la evanghelii și la felul în care Domnul Hristos s-a arătat întâi ucenicilor. And we will notice there is a difference. Și vom observa o diferență. If we try to summarize all the appearances that Jesus made, dacă încercăm să sumarizăm toate arătările Domnului Hristos, we will have this picture. Vom avea următoarea imagine. He appears to Mary Magdalene early Sunday morning. I se arată Marie Magdalena dimineața de vreme duminica. She is the first witness. Ea este primul martor. Then he appears to a group of women, Mary, Salome and Johanna. Apoi se arată unui grup de femei, Maria, Salome și Ioana. Then he appears privately to Simon Peter. Apoi îi se arată într-un mod privat lui Simon Petru. And we know that they have things to talk about, Jesus and Peter. Și știm că au avut de discutat împreună cu Because the last Petru. Thing that happened between them was that Peter had denied Jesus. Pentru că ultimul lucru care s-a întâmplat între ei a fost lepădarea lui Petru de Domnul Hristos. Then Jesus appeared to Cleopas and his friend, maybe his wife. Apoi Domnul Hristos a arătat lui Cleopa și prietenului său, companionului. On their way from Jerusalem to Emmaus. Pe drum dinspre Ierusalim spre Emmaus. And then he appears to 10 of the apostles Sunday evening. Mai apoi se arată la 10 ucenici duminică după masa. Judas is not there and Thomas is not there. Iuda evident nu este acolo, Toma nu este nici el acolo. But there are others in the room too, like the women. Sunt și alții totuși în cameră, probabil chiar și dintre femei. All that happened the first Sunday.
Toate aceste lucruri s-au întâmplat în prima duminică. Then it goes one week. Trece o săptămână. And then he appears to the 11. Thomas is now included. Și apoi se arată din nou celor de data aceasta 11 fiind și Toma prezent. And then we have a period of 5 weeks. Avem o perioadă de 5 săptămâni. Where Jesus appeared to different individuals and groups. Timp în care Domnul Hristos s-a arătat diferitor grupuri de ucenici. We don't know the exact order of this. Nu știm ordinea exactă. But we know that he appeared to 7 disciples at the Sea of Galilee. Dar știm că s-a arătat unor ucenici la Marea Galilei. 5 of them are named. 7 la număr, 5 dintre ei sunt numiți. So we can identify them. Așa că îi putem identifica. Then he appeared to the 11 at the mountain in Galilee. Mai apoi s-a arătat la 11 pe muntele Galilei. Where he gave the great commission to go out in the whole world. Unde le-a transmis marea trimitere de a merge și de a face ucenici în toată lumea. And he appeared to more than 500 at the same time. Și apoi i s-a arătat celor peste 500 de frați deodată. He appeared to James, his half brother. I s-a arătat lui Iacov, fratele său. So it's not James the son of Zebedee, but his half brother, the Jacob who, or the James who have written the letter of James. Și este vorba de Iacov, cel care a scris cartea Iacov. And then he appeared to a group of disciples in Jerusalem. Apoi se arată unui grup de ucenici în Ierusalim. And then he is taken up to heaven. Și apoi are loc înălțarea. So he appeared to his disciples during 40 days. Deci se arată ucenicilor timp de 40 de zile. So during a period of 6 weeks. Pe un parcurs de 6 săptămâni. To many different individuals and groups in many different places. Multor indivizi și grupuri în diferite locuri. He appeared in different places. S-a arătat în diferite locuri. He appeared in Jerusalem, in Judea, in Galilee. A apărut în Iudeea, în Galileea. He appeared in the city, in the countryside, on the mountain, at the lake. S-a arătat în oraș, s-a arătat în zona rurală, s-a arătat pe munte, s-a arătat pe lac. He appeared in different times of the day. S-a arătat în diferite momente ale zilei. He appeared in the morning, in the middle of the day, in the evening. Dimineața, la miază, seara. But he did not appear during night. Dar nu s-a arătat pe timpul nopții. You know, the appearances did not happen after a long worship night. Arătările sale n-au venit după o noapte lungă de închinare. When people have pumped up their feelings in several hours of worship. Când oamenii și-au energizat sentimentele în închinare. And everyone is wide open to have some emotional experiences. Și toată lumea e deschis să aibă așa o experiență emoțională. He appeared to very different people. S-a arătat unor oameni foarte diferiți. Individuals, both women and men. Individual și bărbaților și femeilor. He appears to groups of women and to groups of men. Grupurilor de bărbați, grupurilor de femei. He appeared to crowds of people. Grupurilor mai mari, mulțimilor de oameni. Including a group with over 500 at the same time. Inclusiv unui grup de peste 500 deodată. He appeared to very different categories of people. A apărut, s-a arătat unor diferite categorii de oameni. To the inner circle of friends and coworkers. Cercului restrâns de prieteni și de conlucrători. To a wider circle of disciples and followers. De la acest cerc până spre cercul mai larg al ucenicilor și al lucrătorilor. He appeared to doubters like Thomas. S-a arătat unora care aveau îndoieli, cum este Toma. Skeptics like his half brother James. Unor sceptici chiar, cum a fost fratele său Iacov. The Gospels tells us clearly that his brothers did not believe in him during his public ministry. Spun lucrul ăsta pentru că chiar evangheliile ne spun că frații lui n-au crezut în el în timpul lucrării sale de pe pământ. And after the ascension, he appeared also to critics and enemies like Paul. Și mai apoi după înviere, s-a arătat și unor critici, așa cum a fost și dușmani, așa cum a fost Pavel. He appeared to them when they were in very different situations. Li s-a arătat nu numai unor diferite grupuri, ci li s-a arătat în diferite stări pe care ei le-au traversat. They are sitting down.
Stau jos la they are standing up. Îl s-a arătat în momentul în care stăteau în picioare. They are walking. În momentul în care umblau. A long walk between Jerusalem and Emmaus. Chiar un parcurs destul de lung între Ierusalim și Emmaus. It's more than 10 kilometers. Este mai mult de 10 kilometri. He appeared under very different frames of time. S-a arătat în diferite perioade de timp. Some of the appearances seems to be quite short. Unele arătări au fost pentru o perioadă scurtă de timp. Others are a long time. Altele sunt pentru o perioadă mai lungă. It takes 2 hours to go between Jerusalem and Emmaus. De ea cam 2 ore să mergem între Ierusalim și Emmaus. So it was not something a flash in 10 seconds. Deci n-a fost ceva așa rapid în 10 secunde. He appeared during a long time. S-a arătat, arătarea aceasta a fost pentru o perioadă destul de lungă. He appeared without prior appointment, suddenly he just appeared. Evident, s-a arătat fără o programare de dinainte, pur și simplu. But in some instances with a prior appointment. În alte momente cu o anunțare de dinainte. They were told to leave Jerusalem and go to Galilee to a place where Jesus would meet them. Li s-a spus la un moment dat să meargă, să părăsească Ierusalimul, să meargă în Galileea, acolo unde îi va întâlni. He appeared with different purposes. A apărut, li s-a arătat cu diferite scopuri. Of course to prove that he was alive. Sigur, primul dintre ele fiind să le arate, să le dovedească că este viu. He appeared to explain scripture to show that it was promised that Messiah had to die and be resurrected. Li s-a arătat ca să explice scriptura și să îi treacă prin toate pasajele scripturii să le dovedească că ceea ce s-a întâmplat lui trebuia să se întâmple lui Hristos. He appeared to forgive and restore Peter. S-a arătat ca să ierte și să restaureze pe Petru. He appeared to create faith, like for James. S-a arătat ca să genereze credință, cum s-a întâmplat în cazul lui Iacov. And after the ascension, he appeared to confront and change enemies, like Paul. Și după înălțare, să confrunte și să transforme dușmanii, cum s-a întâmplat lui Pavel. And now one of the key points. Și acum punctul cheie. He appeared with different senses involved. S-a arătat, arătările sale au fost cu mai multe, în dreptul mai multor simțuri care au fost implicate. They touched his body. La un moment dat s-au atins de el. They talked to him. Au vorbit cu el. And he talked to them. Și el le-a vorbit. And they had intense discussions with each other. Și au avut discuții intense unul cu celălalt. They discussed scriptures and the kingdom and the mission. Au discutat despre scriptură, au discutat despre împărăție, despre misiune. He ate food that the disciples had prepared. A mâncat mâncarea pe care ucenicii au pregătit-o. And they ate food that he had prepared. Și ei au mâncat mâncarea pe care el a pregătit-o. In John 21, it says that he had lit a fire. În capitolul 21 din Ioan spune că el a aprins un foc. And he had grilled fish. Și a avut acolo pește. And he offered them grilled fish and bread. Le-a oferit pește și pâine și miere. And they ate it. Și au mâncat-o. If you look at all those appearances, dacă ne uităm la toate aceste arătări, it is clear that it was not visions. E clar că nu vorbim despre viziuni. This is something else going on. Este ceva diferit. It's not a vision inside the heads or the hearts of the disciples. Nu-i o viziune, o arătare doar în mintea și în inima ucenicilor. It's something real happening out here in the real world. Ci este ceva ce s-a întâmplat aici în lumea reală. Listen how Luke describes it in the beginning of Acts. Ascultați cum descrie evanghelistul Luca în începutul cărții Faptele Apostolilor. Chapter 1 verse 3 and 4. After his suffering, Jesus presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command.
După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit. And in Luke 24, we can read this. Și în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, this is the first Sunday evening. Aceasta este prima duminică după înviere. While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, "Why are you troubled and why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet, it is myself. Touch me. Listen, touch me and see. A ghost does not have flesh and bones as you see I have." When he had said this, he showed them his hands and feet. And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, "Do you have anything to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate it in their presence. Verses. Luke 24. My point here is not to downplay what happened to Paul. Sigur că ideea și scopul meu nu este să minimalizez ceea ce i s-a întâmplat apostolului Pavel. That was of course an amazing event. Sigur că lucrul ăsta a fost un eveniment uimitor. But I'm trying to upgrade what happened the first 40 days after the resurrection. Ci mai degrabă să pun în lumină ceea ce s-a întâmplat timp de 40 de zile după învierea Domnului Hristos. Because that was not visions. Pentru că lucrul acesta, din nou spun, nu au fost viziuni doar. That was a different kinds of events. Ci au fost evenimente diferite. Paul had a vision of the risen Jesus because that was after the ascension. Pavel a avut o arătare, o viziune din partea Domnului Hristos pentru că asta a fost după înălțare. After Jesus was taken up into heaven or into the spiritual world. După ce Domnul Hristos a înălțat la cer. But it was different during the first 40 days. Lucrul acesta, arătarea lui a fost diferită pe parcursul celor 40 de zile. Before the ascension. Înainte de înălțare. He showed himself in another way. Li s-a arătat într-un alt mod. And notice the Christian faith started before Paul became a Christian. Și observați, credința creștină a început înainte de a avea, de a deveni Pavel creștin. The foundation of the Christian faith is not Jesus appearing to Paul. Fundamentul credinței creștine nu este bazat pe arătarea Domnului Hristos lui Pavel. But it is Jesus appearing to all those people during the first 40 days before the ascension. Și este bazată pe arătările Domnului Hristos în timpul celor 40 de zile înainte de înălțare. And then of course the appearance to Paul adds to that foundation. Arătarea Domnului Hristos lui Pavel adaugă acestor lucruri. So, I think it's important that we think and speak in the right way about the appearances of Jesus. Cred că este important să gândim și să vorbim într-un mod potrivit despre arătările Domnului Hristos. And I think we can summarize this in saying that we can give an historical argument for the resurrection. Și cred că putem sumariza lucrul ăsta aducând un argument în trei pași asupra acestui fapt istoric. It's an argument in three steps. Este un argument prezentat în trei pași. We have access to historical credible information from eyewitnesses who claim that Jesus rose physically from the dead and appeared alive to them. Avem acces la informație credibilă din partea martorilor care pretind că l-au văzut pe Hristos învind fizic din morți și arătându-li se lor viu. The content of their testimony makes it unlikely that they have been deceived by feelings or subjective experiences into believing that Jesus had been raised from the dead. Conținutul mărturiilor lor face puțin probabilă
starea de înșelăciune în care s-ar putea, s-ar fi putut afla mizând mult pe sentimente sau pe experiențe subiective care să-i conducă mai apoi la credința că Domnul Hristos a înviat din morți. That is the point I've explored this morning. Acesta este punctul pe care l-am dezvoltat în această dimineață. They had real appearances of Jesus. Au avut parte de arătări reale din partea Domnului Hristos. Which made them really convinced that it is true that he is alive. Lucru care i-a convins cu adevărat că e adevărat faptul că e viu. And thirdly, the circumstances surrounding the witnesses and their testimonies makes it unlikely that they were deceivers who themselves knew that their testimony was false. Și în cel de-al treilea punct, circumstanțele în care acești martori s-au aflat și mărturiile lor face puțin probabil faptul că ei au fost înșelători la rândul lor și că au știut și au transmis cu bună știință această mărturie falsă. It's obviously that they themselves were really convinced that Jesus was alive. Asta înseamnă că ei înșiși, e evident, au fost convinși că Domnul Hristos este viu. They were ready to give their lives for this testimony. Și au fost gata să-și dea viața pentru astfel de mărturie. They didn't gain anything themselves. N-au câștigat nimic ei înșiși. They had no reasons to promote this if it was a lie. N-au avut nicio altă motivație și n-ar fi avut dacă lucrul acesta ar fi fost o minciună să ducă mai departe. So here I think we have an interesting argumentation in three steps for the resurrection of Jesus. Avem aici o prezentare interesantă în trei pași pentru a dovedi sau pentru a întări învierea Domnului Hristos.